Vă salut! Un mic video pentru apicultori începători. Eventual o să vă arăt aici o ramă de puiet, nu foarte faină. Se vede cum e puietul împrăștiat. Ne uităm printre. Nu știu dacă reușesc să focalizez, dar nu prea este, sau mai este câte un ou, mai este câte o larvă, dar au umplut astea, celulele le-au umplut cu nectar printre. Începe rapid să dea la noi. Bun. Ce vreau eu să vă arăt, colonia, văzând-o de sus, pare ok, aduce polen, se vede că are polen, are de toate. Dar ne uităm la puiet, slab puiet, slab pontat, slab larve. Bun, căutăm matca, problema e matca, pentru că infestare de varroa nu avem. Și acum o să vă arăt matca și o să vă arăt și problema ei. Matca am găsit-o. E aici la mine pe mână. Ia să vedem cum putem face. Așa, la prima vedere, s-ar părea ok. Dar dacă o întorc pe partea asta, nu știu dacă reușiți să-i observați piciorul din stânga spate, e paralizat. Din diverse motive. Am prins-o cu rama, se vede, cred că. Am prins-o cu rama când am scos rama sau cine știe. Asta am vrut să vă arăt. Când e așa, eliminăm matca. Dacă avem cu ce să o schimbăm, o schimbăm. Dacă nu, în cazul meu, eu o să distrug roiul ăsta. Ramele cu puiet o să mi le iau, să fac startere din el și aia e. Dar cu o matcă de genul, dacă și reușim să focalizăm, nu facem treabă. Na, deci roiul se vede că ar fi bun, albine tot, dar posibil că la ultima revizie să fi prins piciorul la mătcuță. Na, cam asta e. N-are rost să o... Uite și... Iese zama din ea. Bun. Și matca, important, o aruncăm departe. Adică departe, na, la câțiva metri de stupi. Așa. Să nu atragă albine. Na, cam asta am vrut să vă explic pentru apicultori începători. Și mare atenție la cum manevrați ramele. Acum vă dați seama că la noi controlăm poate 100 păză sau 80, depinde, de căciulă, de persoană. Și treburi de astea se mai întâmplă inevitabil. Hai ce face, uite, hai să vedem la de ramă. Deci se vede că are puiet, are și puiet de trântori. Deci a fost bună, cândva. Dar uite, 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 vezi cum vroia să o schimbe. Asta e semnul că vroia să o schimbe. Aici avem o botcă. Deci a fost bun cândva. Acum asta e. Acum nu-i mai bun. Acum sigur nu-i mai bun. Bun. Vă salut și vă doresc sănătate și numai bine.